să luăm un pic în ordine, pentru că e bine să punctăm câteva lucruri. În momentul în care noi am luat portofoliul agriculturii, care categoric este un portofoliu extraordinar de important, au contat negocierile, a contat enorm omul. Deci, atenție, la momentul respectiv am primit sprijinul celorlalte țări, tocmai pentru că am vorbit despre Dacian Cioloș, care era o autoritate recunoscută, care a primit sprijinul Franței pentru obținerea, în plus față de România, pentru obținerea acestui portofoliu. Deci contează enorm și omul, nu trebuie pus deoparte. În al doilea rând, contează enorm sprijinul, într-adevăr, al întregii clase politice. Cu atât mai mult cu cât Juncker este membru al Partidului Popular European, susținut ca președinte al Comisiei de către partid. Păi nu, dar nu mai secundă. Dumneavoastră ați știut până acum două zile care reclamau că eu nominez. Păi este ilegal. Nu. Păi nu, dar ce facem? Ascundem sub preș un lucru care s-a întâmplat ilegal? Da, prin această realitate. Nu prin această scrisoare nimic. Negocierea? Nu s-a șubrezit nimic, pentru că această negociere era deja făcută. În momentul în care ai renunțat la Cioloș ca și desemnare și ai venit pe sumasă cu a doua nominalizare, pe care nu a știut-o nimeni. Ne amintim doar când a plecat președintele, a aflat în ziua în care a plecat, cum că mai există o nominalizare despre care nu știa absolut nimeni. Acea nominalizare trebuia să ajungă în Parlament. Trebuia să își explice în primul rând gestul primul ministru de ce a renunțat la prima nominalizare, care sunt, că trebuie să ai niște argumente când faci acest gest, da? Și de ce ai desemnat o a doua persoană. Care sunt argumentele acelei persoane? Sigur, în afară de faptul că este prietena soției tale. Care, sigur, poate fi un argument foarte puternic în casă, dar nu cred că poate fi și un argument foarte puternic în afară. Da? Eu cred că a fost suficient faptul că a condus lista de europarlamentare. În rest, acest personaj nu a făcut nimic politic în exterior, nu a avut niciun fel de relaționare și o spun din perspectiva unui om care am fost europarlamentar al României înainte de a veni în Parlamentul României. Pentru că n-are rost să ne ascundem, contează și omul. Îmi doresc ca informațiile venite pe surse să nu fie cele adevărate și România să obțină un portofoliu. Uitați, poate are să obțină un portofoliu pe măsura, pe măsura, numai în secundă să-mi termin ideea. În schimb, aș vrea să știți o părere personală. În momentul în care, ca prim-ministru, îți asumi să ascunzi poporului tău, clasei tale politice, care te-a votat până la urmă să fii prim-ministru, desemnarea comisarului, atunci îți asumi la final și portofoliu pe care îl obții. Iar dacă este vorba de acest portofoliu, care este echivalent cu cel de multilingvism, poate să plece din funcția de prim-ministru. Ajutor!